Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vreau să vă aduc la cunoștință un caz fără precedent organizat de un grup criminal format din primele persoane a organelor de drept, având ca scop să ne deposedeze de afacerile care le deținem, și anume de Procurorul General Eduard Harujin, șeful linii Achimov Ion, șeful direcției controlantă Gavriliță Nicolae, cu toții fiind plătiți de compania Sarvaltech Auto, anume coproprietarii Sarioglu Valeriu și Victor, noi fiind intimidați, persecutați, terorizați și reținuți în baza unor cauze penale fabricate la comandă, pentru care stăpânii Sarvaltech au achitat domnului Harujin 80.000 de euro și lui Achimov Ion 20.000 de euro. Companiile pe care le reprezintă Ednatieric Trans SRL, Transeric Tour, Cative Travel și Skyline Tour activează din anul 2009 și avem sub gestiune rute internaționale de pasageri la care muncesc în jur de 100 de angajați, plătim taxe și impozite anual în jur de 2 milioane de lei, deținem autocare noi de ultimă generație procurate în leasing, un grăm cinstit și onest. În primăvara anului 2019 am fost avertizați că putem fi depozitați de toată afacerea noastră și totul este pus la cale de către șeful Iunii Achimov Ion, șef direcția numărul 1 Zglăbuță Igor și șef zona sus a Poliției Sud a Poliției Economice Balica Vasile, Harujin Eduard, procuror general, și cu șeful Anta Gavriliță Nicolae, toate fabricate la comanda lui Sarioglu Valeriu și Victor, coproprietari a Sarvaltech Auto. Acest grup organizat a început să fabrice dosare penale soțului meu, Begu Eduard, și partenerului acestuia ca șantaj, tentativă de omor, incendiere și huliganism. O dovadă că ei nu sunt vinoveți este faptul că la judecătoria Ciocana, studiind dosarele fabricate, au fost eliberați de sub arest. Însă, în aceeași zi, la indicația domnului procuror general Eduard Harujin, a fost intentat un alt dosar pe tentativă de omor, după care trebuiau să fie reținiți din nou. Aflând aceasta, soțul meu și partenerul acestuia a fost nevoit să părăsească Moldova. Ulterior, dorind să ne demonstrăm nevinovăția, am depus o cerere să organizăm o conferință de presă cu tema acoperire de către primele persoane a Procuraturii Generale și INI a traficului și contrabandei de droguri și țigări. Despre aceasta a aflat Procurorul General Eduard Harujin și imediat, prin intermediul lui Gavriliță și terțe persoane, a fost contactați și amenințați că dacă vom ieși în presă, vom avea probleme și mai mari. Ne vor sista activitatea și pentru aceasta ne-au cerut mită de 250.000 de euro pentru a nu ne atinge activitatea și ulterior să le mai achităm 250.000 de euro pentru ca să claseze dosarele soțului meu și partenerului acesta. Ca dovadă și demonstrație că ei ne merg la întâmpinare, la indicația lui Harujin a fost a fost anunțați conducătorii Sarvaltech să nu iasă ei în presă cu tema libertate fără bani, demonstrând că aceștia se supun domnului procuror și vor face tot ce zice el. Așa și a fost. Noi am anulat conferința de presă, respectiv și ei au anulat conferința de presă care urma să aibă loc după noi. Acest grup de șefi sunt plătiți ca să-l protejeze pe Sarvaltech Auto încă din anii când Gavriliță era șef în zona de sud a Poliției Economice. Atunci când în 2016 la Procuratura Municipiului Chișinău a fost intentat un dosar pe numele lui Sarvaltech Auto pe falsă în acte, modificarea numărului de caroserie și introducerea prin contrabandă a multor autocare furate care aparțin al Sarvaltech, însă acest dosar a fost stopat cu implicația lui Gavriliță și a procuraturii. Anexăm copii la expertize a acestor autocare furate, care și în prezent sunt deținute și utilizate de către Sarvaltech. La rugămintea lui Gavriliță și Sarioglu Valeriu, la Transeric Tour,
A fost anulat un ordin al Ministerului Economiei de modificare a rutei Hâncești-Moscova și Bălți-Praga cu depunerea cererilor din partea altor concurenți. Grosu Gheorghe, administrator Transelegant Tour, în gestiunea cărora la fel sunt autocari frate, și prietenul acesta, Bilețchi Valeriu, deputat PD, care au depus și ei cereri împotriva noastră, toți fiind protejați de către Vladimir Cebotar, vicepreședinte PD și fost viceministru al transporturilor. Toți se cunosc datorită faptului că sunt prieteni și frecventează aceeași biserică baptistă. Anexăm poze de grupul lor pe Viber. Despre cu implicarea domnului Gavriliță și bucătarul Sergiu, nu știm despre soarta cererii noastre depuse la Ministerul Economiei și ANTA referitor la fără de legile Sarvaltech prin obținere legală a rutei Orhei Praga. Tot, ba din contra, după această cerere, totul s-a inversat negativ către noi. Am avut foarte multe controle din partea Antei și anume din partea lui Gavriliță cu prezența sa personală la Gara de Nord, unde am fost avertizați și puse condiții. Ultima perioadă suntem foarte des ponegriți și menționați la emisiunile doamnei Natalia Morar, precum că am fi avut o legătură cu PD și Constantin Țuțu și că activăm cu ei. Însă, de fapt, aceste legături nu ne aparțin nici pe departe. Din contra, compania Sarvaltech Auto, și anume Sariogul Valeriu și Victor, mereu la toate mitingurile organizate de PD, le ajută și transportă oamenii din toată Moldova în piața Marii Adunării Naționale. Anexăm poze cu autocarele acestea prezente la toate mitingurile. Noi niciodată nu am fost implicați în organizarea sau transportarea în masă persoanelor la organizarea vreunui partid politic sau și nici pe aproape nu avem legături cu PD-ul și Constantin Țuțu. În dosarele intentate este menționată și o bătălie de la Gara de Sud, unde domnul Sarioglu ne acuză că a fost șantajat și bătut. Dar pe video este clar că dumnealui mai avea în preajmă încă vreo 20 de găgăuși și a avut un conflict cu 5 persoane. Cum 5 persoane ar fi în stare să-i bată pe ei 20? Pe video se vede clar că inițiatorile toate au fost anume ei. Cu câteva zile înainte de această bătălie, un angajat de-al nostru, pe Livan Ion, a fost șantajat de un șofer al Sarvaltech, amenințat cu răfială fizică și moarte. Domnul Pelivan a depus la poliție o cerere, însă aceștia s-au limitat doar cu o amendă contravențională. Anexăm răspunsul de la poliție. De ce? Care ar fi motivul? Din indicația cui? Suntem acuzați și de incendierea autocarilor Sarvaltech Auto. E referitor la autocarul de care menționează că a fost incendiat în Praga, care scrie că e prejudiciat de 800.000 de lei. Cum a fost acest autocar incendiat dacă în aceeași zi acest autocar cu număr de matriculare CQK333 își efectuează ruta până în Moldova, iar alt autocar cu prejudiciu de 140.000 de lei în Moscova incendiat și a doua zi pleacă în cursă spre Moldova? Cum e posibil ca, fără un act de expertiză și prejudiciu, să obțină așa sume? Pe ce bază s-au bazat organele de drept când au intentat dosarele? Act de expertiză pe incendiere la arest nu au prezentat. Poate autocarele ei singuri și le-au incendiat pentru a obține despăgubiri de la casco. La noi, în vara anului 2018, au ars în totalitate două autocare în valoare de 4 milioane de lei. Până în prezent, poliția nu au niciun rezultat. E foarte simplu să facem o analiză, să obținem date de la trecerea de frontieră a autocarelor companiei Sarvaltech Auto și cum în 4 ani de activitate în transport, aceștia procură 20 de unități de transport, construiesc o bază auto în Cedrlunca, un servis pentru autocare nou în Chișinău și în primăvara anului 2019 aceștia procură cu bani proprii, două autocare de peste 200.000 de euro fiecare și circulă pe toate rutele cu prețul de sinecost de 20 de euro per călătorie și în total cu 30 de pasageri maxim tur-retur. Cu așa cost și cu așa cantitate de călători nu strângi bani nici măcar pentru cheltuielile de bază unei curse. Logica, toți banii aceștia provin din contrabată de anabolice în Bulgaria și de heroină în Rusia.
Companiile noastre atașează copii la liste de pasageri, merg tur-retur cu 100 de pasageri, 150 de pasageri. Despre care concurență merge vorba? Sensul la răfuiala noastră de care suntem acuzați de către SVS. Datele de, vorbesc de la sine. Pentru noi ei nu sunt concurenți și nici nu au niciun potențial. Mai mult ca atât, ei circulă prin partea de sud a Moldovei, iar noi în partea de nord. Totul este organizat în așa metodă ca să fim deposedați de afacerea noastră și soțul meu împreună cu partenerul acesta să fie ținuți în detenție. Vrem să menționăm și o schemă foarte frauduloasă în Ministerul Economiei și ANTA. Vrem să menționăm că an la rând am depus cereri ca să fie luat măsuri cu traficul internațional ilicit de pasageri care se face prin intermediul microbuselor, dar nu avem niciun rezultat și niciun răspuns din partea acestora. Ba din contra, secția condusă de Gavriță Nicolae a început verificări care sunt în favoarea lor și anume au efectuat verificări și au pus condiții stăpânilor microbuzelor că, ca să nu le fie ridicate plăcuțele de înmatriculare și să-și continue activitatea legală, aceștia achită lunar 8.000 de lei, numind abonament ANTA și ilicit activează în jur de 400 de microbuze, ce se echivalează cu suma de 3.200.000 de lei lunar pe an, în jur de 38 de milioane de lei. Toți banii merg în buzunarul lui Gavriliță Nicolae și șeful ANTA Bășcănean Vsevolod. Domnul Vsevolod împreună cu bucătarul Sergiu, secretar de stat pe linii transport, în trecut viceministru al transporturilor, anual au compus și schema CEMT-urilor, de care au nevoie firmele de transport Marfar cu a treia țară. Aceste CEMT-uri sunt documente de care are nevoie firma pentru a transporta marfa internațional, de exemplu, din Turcia până în Rusia și sunt limitate la număr, în jur de 800.000 de bucăți pe an, care oficial taxa este de 600 de euro, însă transportatorii sunt nevoiți să achite sume de 5.000 de euro pentru fiecare cent, altfel dacă nu le obțin, aceste documente rămân, aceste firme rămân fără lucru. Anual, bucătar Sergiu și Bășcăneam Sevolod, folosind această schemă frauduloasă, puneam buzunar de la 50 de milioane până la 80 de milioane de lei, fără carevare mușcări și fără să se gândească cu ce probleme se mai întâlnesc aceste companii de transport. Din acest motiv, foarte multe companii din Republica Moldova și-au mutat activitatea în România, unde obțin aceste documente fără probleme. Tot cu suma de 6.000 de euro până la 10.000 de euro se obține și rutele naționale. Fără aceste sume, transportatorii nu primesc rutele. Aceste sume sunt încasate de domnul bucătarul. Dacă facem începe o investigare și se face o analiză, atunci se văd toate cererile depuse de transportatori și se vede cine primesc rute și în bază la ce și ce fel de refuz primesc cei care nu achită. Rugăm organele competente să iau măsurile necesare și să scoată adevărul la iveală și să fie nimicite toate schemele și fără de legile produse în Republica Moldova. Bună ziua! Deci mie îmi spune Bot Alexandru, sunt avocat de profesie, reprezint compania Nateric Trans, condusă de către doamna Natalia Begu și respectiv a fost enunțată poziția noastră principală vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum pe marginea dosarelor penale intentate fondatorilor acestei companii și la fel suntem asistați astăzi de către două alte companii de transport care prestează servicii pe același segment. Mă refer la compania Rute Auto Internaționale, condusă de domnul Eleni Chion și DAC Transservice, de către domnul Mihail Reus. Fiecare în parte din noi, deci avem ce de spus și de completat la ceea ce s-a enunțat. Vreau doar să atenționez asupra faptului, sau să explic într-un fel, sub formă de rezumat, că ceea ce s-a citit sau ceea ce avem de expus acum, aceste probleme au început imediat în momentul în care fiecare din noi am început a reclama în fața autorităților, mă refer aici la Agenția Națională de Transport Auto, Ministerul Transporturilor, Centrul Național Anticorupție, că gestionarea companiei Sarvaltech deci aduce prejudicii nu numai nouă ca într-un fel companiei concurente, dar și este una frauduloasă, în sensul în care, de exemplu, gestionarea serviciilor pe segmentul Chișinău-Praga. Deci, de fapt, s-a efectuat prin deposedarea domnului Olenic de această rută.
Această situație a fost sesizată la Centrul Național Anticorupție de curând, dar la moment încă nu avem careva reacție din partea autorităților. Mai mult decât atât, deci aceste fără de lege au fost sesizate anterior și la Ministerul Economiei și Infrastructurii, în gestiunea căruia se află segmentul de transport, însă reacția imediat următoare vis-a-vis de aceste demersuri a fost intentarea dosarelor penale pe numele clienților mei. Cu acuzații de șantaj, cred că suficient de larg s-a răspândit în presă această informație falsă vis-a-vis de faptul că clienții mei ar fi organizat incendierea 7 autocare care aparțin companiei Sarvaltech. Deci această ipoteză este una cu atât mai stranie încât, pare-mi-se, în februarie acestui an, prima ipoteză vis-a-vis de incendierea acestor dosare, de acestor autocare, deci viza careva segment politic, în sensul în care eram în plină campanie electorală și un partid politic a acuzat careva concurenți că autocarul implicat în campanie electorală a ars. Respectiv acel autocar, deci era în proprietatea companiei Sarvaltech. Ulterior, da, pentru adevăr, deci a fost dezmințită această informație, respectiv imediat următoarea acuzație a fost că organizarea incendierii a avut loc de către Begu Eduard, Podrea Laurențiu, deci clienții mei. La moment însă trebuie să suficient de clar să explic că există o a treia ipoteză, la fel promovată de către partea vătămată compania Sarvaltech, care spune că această incendiere de fapt s-a organizat nu de către Begu și Podrea, dar cu implicarea lui Constantin Țuțu. Mă rog, cred că pe formula veche că chirtoacă e de jină, deci acum avem o nouă, nu știu, sperietoare pentru toată Republica Moldova că Constantin Țuțu e de vină. Eu nu știu care ar fi implicarea dumnealui în această situație, da? Dar cu certitudine noi nu avem date și în dosar la fel nu se conțin date. Această informație, de fapt, a fost propulsată la emisiunea doamnei Natalia Morar de către Sorin Stati ca un ultim episod de acte de corupție, de contrabandă care au loc în Republica Moldova. Și la momentul în care noi am solicitat domnului Sorin State să ne prezinte cel puțin actul în baza căreia sau careva probe, nu știu, înscrisuri vis-a-vis de faptul că clienții mei ar fi cumva fost implicați, mi s-a remis doar un rezumat a celor ce a fost compus chiar de către partea vătămată. Deci partea vătămată e expediat cumva printr-un format electronic lui Sorin State această informație care el respectiv a enunțat-o la TV8. Mai mult decât atât, în acel document, o să vedeți că există și careva acuzații vis-a-vis de procurorul care instrumentează cazul respectiv. Deci procurorul despre care noi poate am avea acum cele mai mari obiecții, da, vis-a-vis de faptul cum a fost promovat acest dosar penal, și acum o să revin și la această temă, este acuzat împreună cu procurorul ierarhiei superior, domnul Bratunov, că ar fi luat mită de 80.000 de euro ca să le permită cel puțin clienților mei să fugă nestingherit din Republica Moldova. Eu nu știu de ce acuzațiile este cel puțin pe ce sunt fondate, dar acum suntem într-o situație chiar stupidă de până la maxim, în sensul în care noi suntem acuzați de incendiere și organele care promovează această acuzație falsă în adresa clienților mei, tot ele sunt acuzate de faptul că cumva ne favorizează, de ce aceasta nu se întâmplă. De ce nu se întâmplă, vreau să vă explic suficient de clar, fiindcă în momentul în care s-a intentat acest dosar penal și a fost propusă arestarea clienților mei, unicile probe la dosar care ne erau prezentate erau două declarații a doi angajați a companiei Sarvaltech, angajați în calitate de șofer, care acuzau clienții mei de faptul că cumva deturnează sau preiau clienții companiei lor și respectiv cumva prejudicează financiar această companie. Careva acuzații clare și directe de incendiere acestor autocare nu au fost furnizate la acea etapă. Mai mult decât atât, deci reținerea clienților mei a avut la orele 4, însă înaintarea actelor sau cu întocmirea procesului verbal de reținere corespunzător a fost efectuată cu încălcarea unui termen imperativ de 3 ore. Deci orice jurist care va sta în fața mea, suficient de clar va înțelege că încălcarea acestui termen generează de fapt imposibilitatea promovării a careva acțiuni ulterioare. Motiv pentru care instanța de judecată, neavând careva probe, da, în sensul acuzării clienților mei, neavând cel puțin o expertiză, da, care să demonstreze clar că această incendiere a avut loc cumva intenționat,
a decis eliberarea clienților mei cu aplicarea unei măsuri de control judiciar. Însă, cred că acuzarea de stat nu a fost de acord cu această măsură, motiv pentru care la orele 7 seara, în data de 27 aprilie, deci s-a decis ca dumnealor să fie reținuți din nou, deja cu acuzații de tentativă de omor. Mă rog, aceste acuzații, la fel, nu au fost careva suplimentate de careva probe, ele fiind invocate aceeași fabulă care a fost invocată și la invocarea măsurii sau articolului de șantaj. De aceea, cel puțin la moment, cred eu că noi nu suntem în prezența careva probe suficiente care să demonstreze că clienții mei sunt într-adevăr vinovați. Dar totuși ei sunt forțați să se afle acum peste hotarele Republicii Moldova și să-și promoveze apărarea prin intermediul plângerilor care au fost depuse. Mai mult decât atât, ceea ce a fost menționat de către Natalia Begu a fost deja înregistrat la data de 18 iunie la toate organele de resort și imediat în a doua zi, deci Procuratura Anticorupție ne-a citat pentru ca să dăm explicații pe marginea acestor plângeri, însă plângerea a fost refuzată spre examinare, cu invocarea faptului că persoanele care le-au depus, și aici mă refer la soțiile domnului Podrea și domnului Begu, nu au semnat pentru false în declarații, în condițiile în care aceste declarații sau această plângere nu le aparține și reprezintă o poziție principală a clienților mei, care a fost depusă la Procuratura Anticorupție. Și cu atât mai mult, Procuratura Anticorupție a refuzat să investigheze cel puțin circumstanțele care au fost invocate și care au fost dat citire prin intermediul doamnei Natalia Begu. Acest viciu, dacă să-l considerăm viciu de procedură, deci a fost cumva evitat prin faptul că personal clienții mei au depus din nou la Procuratura Anticorupție aceeași plângere, însă dacă am avut viteză în cazul primei plângeri, în cazul celei de-a doilea, deci până în prezent nu avem nicio reacție. Deci rămâne doar de văzut care vor fi acțiunile imediat următoare. Mai mult decât atât, am înțeles că din sursele furnizate inclusiv de către colegii mei, am zis că la momentul actual Procuratura Anticorupție investigează o cauză de trafic de influență, presupunând că eliberarea clienților mei s-ar fi realizat cumva prin nu știu, mituirea judecătorului. Da? Despre care nici nu suntem informați dacă există un asemenea dosar. Însă un asemenea dosar există și în limita căruia doamna Natalia Begu, doamna Irina Svetienko Podrea, ca soția lui Podrea Laurențiu, sunt investigate pentru faptul de trafic de influență și investigate exact de procurorul care le-a audiat pe marginea plângerii care a fost depusă în data de 18 iunie. Aici mă refer la procurorul Mariana Botezatu. Dacă aceste coincidențe sunt doar coincidențe, eu sper. Însă, dat fiind faptul că la moment avem ce avem, eu nu mai cred în coincidențe, de ce sper într-o anchetă obiectivă vis-a-vis de acest caz. Dacă sunt întrebări sau poate le oferim cuvânt celorlalți invitați. Ce așteptări care aveți acum? Așteptări că, cum am și spus, deci obiectiv să fie investigat cazul respectiv, cel puțin ca clienților mei să le fie oferită posibilitatea de a se apăra. Fiindcă imediat în momentul în care noi am vrut să venim cu o reacție sau cel puțin să ne apărăm în dosarul acest dosar penal de șantaj intentat, deci imediat s-a luat decizia să-i fie reținut din noi deja cu acuzații de tentativă de omor. Deci se vede clar că este o acțiune prin care se cere ca clienții mei cu orice preț să fie lipsiți de libertate. E cum a spus acuzare. Da. Da. Dar compania își desfășoară în continuare activitatea? Își desfășoară activitatea. Da. Înțelegele s-ar luat de fapt, da. Care sunt în firme, care vă dătaie de sablit grezi. Avânați ne oblivaite, da, grezi? Așa. Vă-ați făcut, dar nicto ne priglasil. A zis закрытое заседание? Da. Da, то есть, я хочу внести ясность. Спросить, где находится сегодня господа хозяева предприятий, которые как бы являются фактическим хозяином. Начиная с января месяца, они приходили каждый раз при отправлении нашего рейса на южный вокзал, тогда как никакого отношения к вокзалу не имеют отправление, потому что у них северный вокзал. У меня есть фотографии, есть все материалы, видео, как мне лично Эдуард Бегу спрашивает,
Перед этим мне как в Праге сломали нос, их диспетчер спрашивает меня. Нос болит? Говорю, нет, не болит. Говорю, сейчас пару минут и будет болеть. После 15-20 минут приезжают туда спортсменов, человек 12. Есть фотографии, есть видеоматериалы. Они сегодня пытаются, они думают, что есть фронтальная камера. Была, брат и жена снимала все это. Есть лицевая камера, где они находятся. Все материалы, все фотографии, которые... Вот эта картина была на Южном вокзале, где нас избивали спортсмены. Каждое отправление наше, вот пожалуйста, здесь Подря, здесь Лауренции, здесь Эдуард Бегу, машину подавали возле вокзала. Какое отношение имеет человек, то есть к Южному вокзалу, подавать машину туда, чтобы загружаться? Мы звонили 112, вызывали службу, эту самую, как бы полицию. Полиция приходит, разворачивается, уходит. Охранник Эдуарда Бегу говорит о том, что наберите, я сейчас фамилию не буду назвать, почему? Потому что это все в уголовном деле отражено, чтобы не помешать. Так, называет, и здесь же никакого дела не... Дом Серегу, да? Да. Eu nu mai vreau să... Noi suntem într-o conferință, da? Am terminat conferința, voi dacă deci, doriți dacă... vă organizați o altă da. Conferință. Deci noi, timpul pentru noi e limitat. Deci ideea care, dacă doriți, puteți să luați locul nostru și noi, eu sunt deschis pentru orice confruntare. Păi da, care e întrebarea până la urmă? Întrebare, где сегодня, почему сегодня в бегах люди, которые не виноваты, если на то пошло? Почему сегодня, когда весь период нам говорили о том, что пока Костик здесь, у нас все будет хорошо? Мне подошли два человека после всей ситуации, что произошло изменение правительства. Мне сказали, ребята, давайте решать вопрос. Вы сами с Костей и с ПД работали. Серьезно? Вам не стыдно вообще приходить сюда? Я Костю в лицо не видел, да мы через тоже не видели, не знаем. Ваши ссылались на не да, раз. Да, говорю, да, что, Костя, ваши? Пока... Хозяева, ваши мужья и ваши... Деci, eu înțeleg că acum noi ne băgăm într-o ceartă care, mă rog, și dintr-o parte și din alta, cred că va fi calificat ca un fel de provocare. Dacă aveți întrebarea vis-a-vis de ce clienții mei sunt plecați, din frica de persecutare. De ce? Pot să vă explic, fiindcă surse din interiorul chiar anchetei, da, îmi spuneau suficient de clar că partea vătămată afla informația înainte ca să fie aflată încă și de organele de anchetă. Deci acest dosar a fost într-adevăr cumva coordonat și condus. Explic de ce vreau să zic. Până la reținerea de facto din data de 25 aprilie, clientul meu, Begu Eduard, a fost reținut încă o dată, deja de către Inspectoratul de Poliție Centru, fără nici să-i aducă o acuzație. A fost reținut pe teritoriul anume Gării de Sud, da, din Chișinău, cu invocarea faptului că deci, a fost reținut doar pentru documentare. Peste două săptămâni sau o săptămână, deci dumnealui deja este reținut cu acuzații de șantaj. Ca în aceeași seară când este eliberat, deci dumnealui să fie încă o dată sau s-a organizat inclusiv reținerea lui pentru tentativă de omor. Eu țin minte foarte bine acea seară, extraordinar de bine, când stăteam în coridorul doamnei procuror, da, de la Procuratura Râșcani, o grămadă, câte 30 de angajați ai Inspectoratului Național de Investigații, se făceau că nu mă văd pe mine, în sensul că eu sunt avocatul lor, spuneau la toți la revedere, s-au ascuns după clădire și așteptau pe clienții mei să-i rețin. În acea seară a fost reținut un al treilea persoană care a fost eliberată în aceeași zi, mă refer la Colesnicov Alexandru. Aceeași soartă îi aștepta și pe Podre și pe Begu. Așa că întrebarea de ce sunt plecați anume pentru frica de persecuție. Что каждый день при нашем отправлении делали вот эти люди? Вот хозяева Эдмотерик Транс, Катя Тревел и Транс Эликур. Вот у меня вопрос. Если мы на вас, как вы выражаете сегодня, что мы пытаемся что-то вас, как бы, как вы объяснили, что используя каких-то влиятельных людей и так далее, что делали ваши представители Эдмотерика Транс там именно на Южном вокзале, когда отправляется наш автобус? Eu nu știu cum să răspund la întrebarea respectivă, dar... Ce eu... делали ваши автобусы при всех митингах? Объясняю. Да, без проблем. Мы коммерческая фирма, которая перевозит людей. Посмотрите, пожалуйста, у нас есть все чеки, все накладные. Почему? Мы коммерческие, мы сегодня... А я почему, по... если бы мы были в ПД, почему мы тогда не отправляли наши автобусы туда? У нас все равно, я не знаю, почему, в какой мере потому мы участвовали, что не потому что своих, они, своих они не брали, на, не использовали. Да, да, не они брали, у нас есть все чеки по каждым числам, мы готовы предоставить всю информацию, что касается этих самых. Почему? Потому что мы коммерческая организация, нас сегодня пришли, заказали наш автобус, мы сегодня
полной мере обслуживаем. Мы не выбираем, какой партии. Вы пытаетесь сегодня стать жертвой режима, но не, это не все знают. Это пожалуйста, вы уже пытаетесь по другим режимам. Ни в коем случае, да, мы в политику никогда нет. не влезли. Мы не были... Москва сказала, да хай из нас расфачится в конференции пресса. Коррект, фарт, коррект. Deci dacă îmi permiteți un cuvânt, eu după câte văd deja și ora care a fost rezervată se încheie, eu nu mai vreau să fac o recapitulare. Deci acest dosar, într-adevăr, este unul extrem de interesant, din câte știu, el este la control nemijlocit a Procuraturii Generale, dar rămâne... Sperăm că noul procuror și noua... Da, dar cel puțin, dacă colegii vor organiza vreo conferință de presă, eu cel puțin aș vrea să aud un răspuns de ce versiunea părții vătămate vis-a-vis de organizarea acestor incendieri de fiecare dată se schimbă. Da? Deci, cum am spus și anterior, deci prima dată era organizator Begu și Podrea, ulterior nu știu cum se implică și Constantin Țuțu. Cu a treia acuzare adresată deja chiar însuși acuzatorilor de stat, că ar fi luat mită de la clienții mei. Deci aceste cel puțin momente urmează a fi clarificate, cred că pe parcurs și sperăm obiectiv că ele vor fi soluționate într-o judecată obiectivă și corectă. Mulțumesc. Можно вопрос? В 2012 году вас лишают лицензии. Эднотери Франс. Нас никогда не лишали лицензии. Да. Я вам видео ссылки, я хочу...